Hei, salutări tuturor și bine v-am găsit un episod. Astăzi, fraților, va fi un episod mai special pentru că terminăm Super Magical Chestul de la questuri. Uitați, mai am încă un pic și îl termin. E mai trebuie să câștig aici uh, încă un meci de 2v2 și o să am Super Magicalul gata și o să-l deschidem în acest episod super tare. Am făcut acest Magical cam aproximativ 2-3 săptămâni. Cam în 2-3 săptămâni nu puteam să fac bani de un Super Magical Chest și uite că cu ajutorul quest am făcut acest Super Magical Chess de Arena 10, gratuit, foarte tare. Sper să pe o legendară din el și să fie foarte tare. Cam, repet, prea mult foarte tare, dar nu contează. Hai să ne la un 2 2 și să câștigăm meciul. Sper să-l câștigăm, să terminăm Super Magical Chestul și să vedem ce ne pică din el. Și vreau vă spuneți și voi în comentarii ce chesturi aveți la questuri, ce chesturi ați terminat sau cât aveți să terminați un chest, dacă este bun sau nu care mi-ar fi interesant să știu. Așa că scrieți în comentarii și uitați să dați și voi un like și să vă abonați la canal dacă n-ați asta încă. Și dacă să dați voi un share la acest episod, mă ajută foarte mult. Dați să te deschidem aceste silver chesturi, că în cazul de ceva câștigăm la 2v2, să-mi dea și chest automat, să nu pierd un chest degeaba. si A văzut și voi că am skeleton barrel-ul deja, mi-a picat din din cu, vreo cutie din Golden Chest, mi se pare, nu mai țin minte, sau din uh, Clan Chest. Mi se pare că din Clan Chest mi-am picat vreo 30 de Skeleton Bear, nu mai țin minte, e precis, uh, dar în orice caz ceva pe acolo. Bun, hai să ducem aici la 2v2, dăm un Quick Match sau Play Your Friend. Dă-ți dăm Play Your Friend, că atunci când dai Play Your Friend, uh, rata ca să câștigi match e mult mai mare, șansa ca să câștigi match e mult mai mare. Pentru că tot dau Quick Match și dau doar de de astea, de teammate paralizați, uh, foarte proști, Uh, sau iese din joc dacă pierd sau nici, nici măcar nu încearcă, să, nu să iau un turn. Dar oricum pentru asta și 2v2 să-ți faci crown chest-ul, să-ți faci un chest și măcar chiar dacă pierzi, măcar ia si tu acolo un turn să ai pentru crown chest, știi, să nu pierzi degeaba. Aici de să punem și noi un inferno tower. Hai super să-l, hai să-i batem. Așa am pus acolo infernoul. Aici ceea ce facem, ce facem? Așa am omorât Royal Giant ăla, super tare. Credeam că o să rămână viu. Am dat de un de ăștia de spawneri dar nu avem ce face. Aici băgăm niște arrows. Sper că super să sunt de arrows, nu dat super să nice. Așa avem aici o pompă care merge. Suntem în avantaj și ei, vedeți, chiar dacă spawner, noi suntem în avantaj pentru că avem și pompă. Așa, super să l-au pus 3 trei muschetire. Acolo văd că Baby Dragonul deja moare, băgăm aici un skeleton army uh, și așa, Baby Dragonul ăla a murit, aici băgăm un Dark Prince și ne-am dus. Ăsta cred că e deja easy win-ul nostru, numai că n-am să pentru ăștia și asta e nașpa. Dar acolo turul măcar din dreapta e mort, dar ce facem aici? Uh, super s-a Pus knight dar eu nu mai am elixir, frate. Nu știu cum s-a primit așa, uh, bă, frumos counter, foarte frumos odat. Uh. L-au bătut foarte frumos. Aici băgăm un infernul din nou, cu să omorâm Royal giant -ul. Royal Giant level 10, frate. Eu am picat la 2v2 cu unul care avea Royal Giant de 13, Să-ți închipui? Să ai Royal Giant de 13 în arena 10. Aia de cap meu. Vă văd că s-a terminat pompa acolo, dar ăștia au cărți mici, văd. Au cărți foarte mici. Așa, aștept văd că nu pun skeleton army nimic Acolo minion horde ăla e mort Plus și deja am luat la 3-0 Foarte tare, frate, uite, foarte tare Am terminat deja și super magical chestul Foarte șmecher Asta e a chest pe care l-am terminat eu Primul a fost un giant chest Știți și voi asta Și acum am un super magical chest Adică primul a fost un golden, ca la toți După un giant chest Și după un super magical chest Teoretic al doilea chest bun să fim serioși. Așa, dăm Collect Reward, primim un Witch, foarte șmecher și avem de deschis acum un Super Magical Chest de Arena 10, fratei foarte tare. Așa că nu uitați să dați vă un like și scrieți în comentarii dacă picălă și doar și este de astea. Bun, hai, deschidem Arena 10. E primul Magical Chest pe care îl deschid după jumătate de an de Clash Royale, adică... E al doilea Super Magical Chest pe contul acesta, dar primul l-a deschis Body pe contul meu, știți că a făcut acest opening Body pe cont. Si uh, acum a deschid eu un Super Magical Chest. Si uh, teoretic că Super Magical Chest-ul l-a deschis Body, dar ăsta e pe care îl deschid eu. Al doilea Super Magical Chest pe care îl deschid eu super tare. Azi dăm aici Super Magical Chest. Pe primim 6200 de gold foarte tare. Mai încă 10.000 și mai avem din nou 300.000. Cam am cheltuit o grămadă de gold ca să-mi deck decul. Nu știu dacă ați văzut si voi, dar mi-am deck decul deja cu cărții pe care le-am strâns. 6200 de gold. 24 de Elite Barbs, sper să-mi pici legendari, frate, sper să-mi pici legendară, că m ceva la... Bă, nu, nu mă ca am cine știe ce intensiv, Clash Royale fac quest -uri. când mi a un quest de 1v1, eu dădeam cancel și să punea de dată alt quest și cel mai multe ori, de cele mai multe ori am avut norocul că să dea free chest. Uh, cu cu m am făcut 15 trofei pe zi, fără să fac mare brânză. Pur și simplu intram și deschideam Si chestii de astea. Puteam să fac chiar așa 1v1, era mult mai rapid, poate. Uh, sau chestii de astea, da, eu am ales nu vreau să pierd trofei sau să câștig trofei, nu vreau sa risc în orice caz și făceam quest-ul așa pasiv. Mă ca la 2v2, dacă aveam quest de 2v2 și chestia asta, dar dacă aveam quest de 1v1, dădeam cancel pur și simplu. 24, așa, 31 skeleton barrel, bă, dacă spic o dată skeleton barrel, până la sfârșită o să spici și skeleton barrel, cum era și cu flying machine, a apărut flying machine și numai flying machine îți spică. Așa, 94 spear goblins, bă, sper să fie legendar, deja parcă... Ok, pica toate comunile, cred, nu-i legendară, frate, nu te cred că nu-i legendară, ești e bun! Bă, cât mai chinuit la Super Magic al chestul ăsta, că nu pe pici legendară! Dar știu că mulți spuneți că din Super Magic al la Questor nu va pică legendară și mi se pare că chiar este, chiar este așa. mi se pare că șansele sunt mult mai mici. De exemplu, dacă aș compara acum un Super Magic, al poate să-mi pici legendară. Dar cu... dar din quest nu-mi pică. Bă, ce Dumnezeu cum cum e telefonul ăsta? Bă! Așa am închis. Legendară nu este, fraților. Din păcate, nu avem legendară. De mai aici Baby Dragon mi-a dat. Măcar să-mi fi da, Dark Prince, să zic și eu. Că să mai fiu mai aproape de level 6. Și acum mi-a dat un Golden Chest. M da. Și după Golden Chest poate îmi pică din nou un Super Magical Chest sau Legendary. Băi, eu mă rugam că să îmi și Super Magical acest și ce voi data trecut când a terminat Giant chest Mă rugam, bă, dă Super Magical Chest ca să am multe cărți și plus o legendară. Și când colo legendară nu am, dar am multe cărți. Mai bine legendare ce să îmi pica. Da. Am, pic, am cheltuit 500 de trofei de astea degeaba. 500 de chestii pentru questuri, degeaba pentru super magical chest. Pe când dacă îmi pica legendar chest, cheltuiam 400 și aveam și legendar garantat. Eu oricum n-am nevoie de cine știe ce legendare, că folosesc doar Mega Knight-ul, așa că nu mă plâng. Prin, principalul ăsta am cărți, știi? Când o să mă joc, de exemplu, cu vreo carte, să pot maxa deja și chestii de astea. Uh, uite, am câte 1500 de cărți, 1200, 1000, 1100, vedeți câte 1000 de cărți de fiecare. Și când pur și simplu să, dau seama, că, bă, vreau să mă joc cu cartea asta, o gradez aia e. e. Uh, hai să ne ducem la un 2v2, să mai facem și ultimul chest deja. Că să nu avem chest slotul ăsta gol. Că după când se termină chest, eu pun la deschis alt chest și chestii de astea. De grabă nu o să mai am chesturi bune pe contul meu. Dar cine știe. Și cam o să să superman super magical chestul, fraților. Nu știu. Spuneți și voi, dacă ați deschis super magical chest, ceva picat acolo. Uh, dacă va picat ceva lucruri bune, ce Cesturi aveți, cât aveți din chestul respectiv și chestii de astea Ai bă, octav, ai pus cam pompa prea sus <gânghe> Ai pus prea sus pompa asta Așa, nice Și acum băgăm cu noi un elixir colector Bă, știți? Fireball mi se pare că nu cine știe e cine ce bun pentru Pentru elixir colector De exemplu, mi se pare că fireball-ul 4 elixir, da? 4 elixir da, e să, să strici super uh, să strici o pompă Șteoretic teoretic nu o strici. Te cheltui elixir, pompa mai face încă 2 elixir. Șteoretic teoretic tot tu ieși în plus, nu el. Pa, practic nu pierzi nimic. Așa, bagam aici wizard-ul. Aici bagam skeleton army. Așa văd că stroller, chestii. O, oh, și frumos counter. Counterul suprem. Pregătim mai aici. Ce faci asta? Oh, o, asta joc cu skeleton barrel, nice. Așa dă să lăsăm Skeleton Barrel acolo să ajung la turn. Asta e un fel de scarmi zburător. Skeleton Barrel ăsta și chiar e foarte bun. Dacă ajunge pe turn, apoi mai bine roagă să nu... Să n-ajungă. Sau să-i poți da cantă mai ușor. E un fel de scarmi zburător. Și chiar foarte tare chestia asta. Uite câte pompe avem. Dar gata, ăștia sunt Unul singur la ei are Goblin Barrel. Și ăsta e win-ul nostru. Băgăm aici Dark Prince. Bats. Încă un rând de Bats. Văd că a băgat omul ăsta. Octav. Așa, noi n-am reușit niciun hit, măcar dai un hit în Valkyria aia. Dă ce da, aici îți dau un wizard. A, tu ai Mega Knight, pune Mega Knight, pune Mega Knight, pune Mega Knight tu. Așa, nice. Foarte tare, șmecher. Deci pregătim și noi aici un Goblin, uh, un Mega Knight. Vreau să zic pregătim un Goblin Barrel. Dar pregătim un Mega Knight. Așa, aici văd că... Da, gata, e easy 3-0. Fără, fără dar și poate. Așa, da, splângem. Dacă susținem și dăm aici niște arrows, să fie damage în plus și este winul nostru, frate. Foarte tare chestia asta. Bun, frate, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă este așa, dați un like, să vă abonați și să dați vă în mă ajută foarte mult. Și noi ne vedem deja mâine la ora 4 după amiaza, în fiecare zi, adică la ora 4 după amiaza, cu alte episoade foarte tari. V-am toți, pa, pa!